Salutare, oameni buni, ce faceți și bine v-am întâlnit la primul videoclip de reacții. Mă rog, o să încercăm, nu știu cum zice, try not to laugh challenge sau ceva de genul ăsta, încercăm să nu râdem. Nu știu dacă o să reușesc, totul mă apare aici un fir în față, așa. Nu știu dacă o să reușesc eu chestia asta, dar o să încercăm pe cât posibil ca să nu râdem. Deja am început, dar e ok, e super. Nu știu, am găsit aici un videoclip din 2020, Another List of Bad Ideas. Se numește, deci mă gândesc că o să fie cu oameni care pică, cad, nu știu, ceva de genul. Dacă vă place acest început de serie, nu uitați să dați un like, o distribuire sau un share și să vă abonați la canal și să lăsați comentarii ideile voastre pentru următorul videoclip de reacții, să reacționez la nu știu ce sau la nu știu cum. Hai să vedem cum o să iasă. Eu zic că o să iasă super bine. Hai să-i dăm bătaie, zic, nu? Bun, hai să începem cu primul videoclip. Gata. Nu zâmbesc, nu râd. Oh, ce drăguț e cum încearcă el acolo să urce topoganul. N-am râs. Ah, da, se uită câinele că nu știe ce a pățit omul. Sărac acolo, mama mea, deci așa este un lucru foarte bun în care poți să-ți rupi absolut formidabil coloana și să stai într-un scaun cu rotile. Deci dacă nu știți ceea ce faceți, nu faceți chestia asta, că uitați, deci mama mea, deci o lovitură de asta poți să aibă urmări destul de nasoale pentru coloana voastră, deci nu încercați așa ceva acasă, ok? Bun, hai să continuăm. Oh, ce drăguț, săracul pisic. Au, mamă, cum a dat cu capul ăsta? Băiatule, unde te uitai? Mă rog, cred că el era ocupat cu bonița, probabil pentru prima dată a luat și el o boniță. I-a pus bonița și săracul câine. That's it. Săracul de el. Ok, am râs odată. Oh. Mamă, cum naiba? Cum naiba reușit ăsta să facă performanța asta? No. Ah, naiba. Se pune. A doua oară am râs. Mamă, deci ne-am început de 50 de secunde de videoclip, că deja am râs de 2 ori. Ah, știu ce face. Se întoarce înapoi. Ah, deci am crezut că se va întoarce înapoi și nu va încăpea, știi, cu bâtul ăla și va rămâne blocat și tot va încerca și da, să poată să urce, dar n-a fost așa. N-am înțeles faza. Ok. Ai, mă. Deci n-am înțeles niciodată reclamele astea. Ok. Nu pot să o închid? Nu pot să o închid? Așa. Doamne, ce mă enervează reclamele astea. Când e mai interesant, atunci intră reclama. Deci n-am înțeles care a fost faza. Uuuu, măiculiță, ce ai făcut? Ok, am râs. Ok, a patra oară a râs. Dar fără să vreau, nu-mi dau seama că râd. Ce face asta, mă? Mamă, cum a făcut aia? Here he goes. Dar ce e asta, mă, muță? Dar ce vrea să fac acolo? Aaaa, oleu.
Bă, mă aduc aminte că așa făceam și eu când eram mai micuț, mergeam în parc, mă urcam pe hintă, mă dădeam și eu nu eram conștient faptul că puteam să cad în cap. Dar ca norocul că n-am căzut niciodată în cap. În rest am căzut în picioare, s-am mai căzut în fund și chestii de genul. Dar e periculos, deci nu recomand să faceți chestia asta, doar dacă vă țineți bine pe picioare și aveți echilibru bun, cel mai ok. Da, rupeți-vă picioarele sau, mă rog, alte chestii. Doamne ferește, dăm un lemn ca să nu fie cu ghinion. Bun. Dar totuși la vârsta aia să faci așa ceva mi se pare, hai mă să zic că ești tânăr, mai merge, dar la vârsta asta... Îl mai țin balamalele, oare? Oare ce-o fi zis spatele lui? Păi, tată, ce ai făcut, mă chinui și la vârsta asta, unde sunt mai chinuit în tinerețe? Mai mă chinui și acum, ce vrei? Ești atletic, ce? În fine, hai să continuăm să vedem ce face tipa asta, totuși. Vine un val. A, am înțeles, sufla vântul prea tare, m-am prins încet. Hai să vedem ce face cățelul ăsta. Ok, n-am înțeles faza. Mamă. Da, știu faza. Am și eu 9 pisici acasă, deci știu care e faza cu... Săracu, a vrut să dea în luptă și a dat în aer. Ok, am vrut să 5-a oră, se pune. Bă, și am pisici de genul ăsta, deci stați calmi. E ok. Oh, ce drăguț iubire între iepurașii. Opa! Mamă, bă, deci... Săraca pisică, deci pisicile de obicei n-au ce să caute să fie grăsuțe sau grase sau obeze, frate. Pentru că au nevoie de... Nu știu, să fie siluete, să fie străbuțe, să ăsta, să poată să umble, să poată să fugă. E o felină, frate. Nu e un câine să-l îngrași. Nici câinele nu trebuie să-l îngrași. Da, păi pisica. Să poată să sară, să poată să se cațere. Asta e mediul lor înconjurător. Să se bucure, să poată să prindă orice arunci tu. Să... Îi place mult să facă sport. Na, ceva de genul. Dacă tu îl îngrași, cum vrei să mai sară gardul ăla? Adică un gărduț atâta nici măcar nu poate sare. Pe bune... Nu poate să-l sară, stai așa. Deci. Bun. Nici nu vreau să știu ce a zis Scottul în momentele alea, probabil. Fuck you, dude. Why? Așa. Bagă-i fundul în față la fată că e... E ok. Ok, ce faci? A, plouă cu grindină! Și-o pus casca că... A, și alunecat, a. Ce face asta? Joacă biliard. Oh, a nimerit coșul. Ce credeai? Că poți să mergi pe trotineta aia cu... Pe bune? Incredibil. Și mai ales pe teren accidental, adică era niște pietricele pe acolo, adică... Oh my god, și în primul rând nu-i sănătos. Nu-i sănătos pentru sănătatea ta. Da, mă rog. Nu comentăm subiectul. Bun. Oh, săraci, nu poți să urce treptele. A, de capul meu. Bă, am trăit să văd și eu așa ceva la mine și n-am văzut prin zona mea. Larry. Lama! Come Dă-i! here. Ai, ai! Știam că o să facă chestia asta. Săracul câine zice, bă, la lasă-mă pace, nu mai mă chinui! Și muța, a, codiță! Ceva de genul, știi? Ok, a cincea oară am râs, bine? Nu se par chiar așa de funny. Babuinu, frate, sare babuinu. Eu am căzut de 2 ori
Și de două ori am greblat pământul cu dinții, de două ori. O dată pe un deal în jos și o dată pe drum lat. Prima dată a fost de vină o piatră, mi-a alunecat roata și am încercat să adun praful cu dinții. Și a doua oară pe deal în jos am vrut să fiu vitezoman. Și la nici 2 secunde am fost vitezoman la grebla cu dinții. Rip. Oh! Fail complet. Nu înțeleg care e faza de îngrași pisica până pomnește. Ce crezi că realizezi? Nu e healthy pentru sănătate, nu e sănătos pentru sănătatea lor. Păi nu înțeleg la ăștia, la ce medici veterinari merg, frate? La ce medici veterinari merg? Că vreau să știu și eu, să mă duc să întreb la băie sănătos dacă mă îngraș și eu ca pisicu. Nu știu, dau așa un exemplu. Doamne, ce oameni, frate, cum să grești așa pisicul până pomnește? De-abia se mai mișcă. Oameni foarte ciudați ăștia, deci nu înțeleg. Vezi că e grăsuț. Vezi că se face... Ah, greu, mă, greu, mă. Look at that. Keep it up. You're tiring them all out, Grace. Aoleu, câți căței are asta? Săraca de ea. Ah! Dacă nu știți ce vrea să facă câinele ăsta, vrea să îngroape chestia aia cum ar fi pământul, doar că nu e pământ, e o perină. Dar el, na, nu știu, încearcă el acolo ceva, dar nu reușește. Uite. Ok. Hop! Ce faci, mă? Ce faci, micuțule? Pici, cazi. Mamă, să dai cu chestia asta, bă. Eu nu știu, na. Nu cred că aș. Mamă! Tu mai ai văzut o mașină decapotabilă? Păi, da. N-are nicio logică. Hai să vedem. Da, știu, am jucat jocul ăsta, e... Bun, ok, mănâncă câinele porumb, sau ce era ăla. Ce face asta, mă? Dă cu capul în ceva, fii atent. Ah, my God! Capul meu. Ce lucrare avea acolo cățel. Ok. Continuăm. Prietene, mai... Nu mai... Eu dat și că mai luat toată hârtia. Prietene, sunt toalete care... La care nu mai ai nevoie de hârtie igienică, cel puțin în Japonia sau ceva de genul, în Tokyo sau chestii de genul ăsta. Cred că ar fi timpul să te profilezi pe aia, pentru că pisica aia mereu va fi cu ochii așa pe hârtia aia. Ce naiba? Yuck! A, câinele face exact în contră. Ok. Deci... Chestia era ca să nu se poată să se lingă unde are rana. Bă, dar cât sare, bă, nianicul ăla, mă. Câinele ăla. Happy birthday to you! Not supposed to eat the ice cream all at one time! Doate înghețate la câine. Nice! Gheață? O să doară! Nu o să doară. N-a durut, cred.
Uci atuna căpușorul ăla. Băi copii, voi vă dați cu aia, dar eu nu. Eu sunt câine, vreau și eu distracție. Mă dau și eu, ho 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 ho. Și s-a băgat între ei. Ok, ce face asta? A, nu poate să sară pe pat. Da. Ce mare camera acolo, fii atent, filmează. Dar nu e pisica. Ce facem asta? Vrea să iasă afară. Dă-i în gard. Mamă, ce-a crezut că lovește gardul. A, nu-i place firul de păr. Mamă, ce a dat un... Deci așa racheta s-a dus cu nasul, incredibil. Vrea să mănânce, fii atent ce... Ok, am râs din nou. E funny. Oh, i-a băgat gheara în ochi. Ce să faci, așa e când ai pisici. Trebuie să ai grijă la ceea ce fac pisicile, că altfel mai o pățești. Știu din propria experiență în data. Un nou pisici. Ok. Mamă, ce alunecă. Pe parchet, normal. Wow, mă, cum s-a ridicat capota la tractor. Așa să mergi, mă, cu tractorul, nice. Ce face asta, mă? Mă, l-o fi dat cu din ăla de purit și atunci ca să se ducă mirosul și ăsta se tăvălește pe carpet, știi? Și, na, crede că va dispărea, adică, mă rog, mai ia din chestia aia, dar, în fine, e ok. E la tru dacă mănâncă în pat cu persoana. No, așa vrea și eu să stau în pat și să fie ceva, nu știu, ceva care să-mi bage așa pe gură în timp ce mă uit la televizor fără să mai stau, știi? Glumesc. Nici chiar așa să ajung. Dar mi s-a părut foarte funny. Happy birthday to you. Da. La mulți ani, câine, cu tortul pe jos. Tare. Asta se ceartă cu aspiratorul. Go, go! Mamă, ce a dat o minge în cap la săraca fată. Ok, am râs din nou. Bine, mă, fraților, cred că aici opresc și eu videoclipul. Nu cred, mai e ceva? Stai să vedem. Deci reclamele astea sunt foarte culmea. Nu pot să-l opresc. Ok, mai e ceva. Mamă, s-a împiedicat de treaptă sau a călcat strâmb pe treaptă, bă, și... Și am pățit-o tot dimineață chestia asta și era să cad. Bine, fraților, aici se oprește videoclipul ăsta. Dacă cumva mai știți videoclipuri de genul ăsta, nu uitați să îți spui în secțiunea de comentarii sau pe pagina de Facebook să-mi trimiteți mesaje sau chestii genul ăsta, iar eu o să încerc să reacționez cât mai mult posibil la aceste videoclipuri. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să-mi spuneți ce nu v-a plăcut, să-mi spuneți dacă v-a plăcut reacția mea și aștept challenge-urile voastre pentru următorul videoclip. Să vedem ce mă oferiți pe... Ce videoclipuri îmi oferiți sau la ce doriți să reacționez în mediul de videoclipuri, logic. Nu vă gândiți că challenge-uri din alea cu periculoase pe stradă, nu, challenge-uri normale. Ok, dacă v-a plăcut, ok, deci dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un like, să apăsați butonul de like, să dați un share, adică o distribuire și să îmi lăsați părerele voastre în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, am fost Pauli și ne revedem cu un nou videoclip cât mai curând posibil și de acum înainte în fiecare weekend o să fie câte un videoclip cu reacții, pentru că de ce nu e weekend, mai vrem să vedem și altceva, nu doar gaming, nu? Adică, na, bine, hai, salut!